Maman. Wow. Ce faci tu aici? Uite, mama, eu e dulce. Andrieș, nu se poate. Închide dulapul și dă-ți jos. Hai. Și nu poate, mama. Dulciuri să mănâncă, dar după mâncare. Bine, mama. Wow. Andriușa, ce faci acolo? Eu e dulce. Tu dulce vrei? Dar mama știe că tu iei dulce? Nu, mama nu știe. Poate? Se poate. Ia repede una și mănânc o repede să nu te vadă mama, bine? Eu stau aici să mă uit unde e ea. Nu e foarte. Ira, ce faci? Stau în telefon. Cum în telefon, Ira? E mai repede și pe lecții. Mamă, deja de mult am terminat toate lecțiile. Și ce dacă ai terminat, Ira? Ieși și citește adăugător. Bine, dar am vrut și eu măcar un pic să mă odihnesc după școală, după lecții. Chiar acum dai telefon încoace. Poftim. Ieși și citește. Era, dar ce faci tu și te ocupi? Eu stau în telefon puțin, mă joc în jocul meu preferat. Dar temele pentru acasă le-ai făcut? Că văd că ghiozdanul stă și nu-i deschis măcar. Tu ai făcut temele pentru acasă? Am făcut, dar nu cam pe toate. Dar m-am obosit un pic. O să le fac mai târziu, mai pe seară. Mai pe seară? E bine, bun. Dar vezi numai tem că așa să vii mama și să verifici dacă ai făcut temele pentru acasă. Mai stai în telefon și pur mă te apuci de lecție, bine? Da, da, bine. Mai stau încă puțin și apoi mă apuc de teme. Bine? Mulțumesc, tata! Și acum adinești cu teme. Andriușa! Ce cu dezordinea asta? Mami, eu joc. Eu înțeleg. Ți joci. Dar noi așteptăm oaspeți. Mai repede strânge jucăriile, bine? Hai, mai repede. Bine, mama, cof. Hoa, hoa. Oi. Wow, Andriușa, ești dezordin aici la noi. Tu știi că noi așteptăm oaspeți. Tata, știu, da, eu joc. Vrei să te joci? Dar bă, mama, dacă vede așa dezordine, o să ne ocărască pe ambii. Poate puțin deocamdată. Bine, hai joacă-te, dar puțin și când aproape să vie oaspeții, noi repede o să strângem amândoi jucăriile, da? Ca mama să nu ne ocărască, ne-am înțeles? Da, ținești, vreau cu tata. Ira, 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 stai, oleacă, unde ți duci tu? Cum unde? Mă duc o lecuțel afară în ogradă, mă așteaptă prietenii de acum. Care prietenii, Ira? Dar tu, încălțăminte, ai spalat? Tu, hainele, ai strâns? Tu, cămașa, ai călcat pentru mâine? Nu, mama, n-am făcut nimic din ce ai spus tu. Dar lasă, eu merg la plimbare, mă întorc și apoi voi face tot, seara. Nu, Ira, așa nu merge. Întâi faci totul, treci în cameră și fă.
și după asta să te duci la plimbare. Bine? Bine, am înțeles. Ierai, stai, dar unde te duci tu? Unde te-ai pornit? Eu? Păi mă duc până afară la plimbare cu fiețele, ele mă așteaptă acum, o lecuțică de aer curat. Dar eu te-am rugat să te duci până la magazin să cumperi și mama nu știu să pus acolo papuși, speli, strângi hainele, ai făcut toate astea? Nu, am uitat, n-am făcut nimic. Tata, dar poți ies afară și apoi tot să fac, te rog frumos, eu precisa să fac. Bun, hai, dar du-te, așa pe o oră, maxim, 20 până vii repede acasă, că mama s-a luat când ai făcut. Și ies, stai deodată să-ți dau bani și te duci la magazin. Am înțeles, mulțumesc, tata, ești cel mai bun, eu am plecat. Peste două ore voi fi acasă.